Infrastructura de îmbunătățiri funciare este pregătită pentru funcționare și poate asigura un nivel optim al apei pentru irigații. Este anunțul făcut de către MEADR pentru fermierii români care se confruntă cu amenințarea secetei. Potrivit datelor furnizate de Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, suprafața potențial irrigabilă este de aproximativ 1,3 milioane de hectare. Până la această dată au fost încheiate 768 de contracte pentru o suprafață de 680.000 de, de hectare. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin ANIF suportă din fonduri asigurate de la bugetul de stat următoarele cheltuieli pentru irigarea culturilor. Costul apei și costul energiei electrice în baza contractelor încheiate cu ANIF pentru asigurarea apei pentru irigații până la stațiile de punere sub presiune și alte puncte de livrare. Costul apei pentru irigații în baza contractelor încheiate cu alți furnizori. Costul energiei electrice necesare asigurării funcționării agregatelor sau a echipamentelor pentru irigații. Gații, în cotă de până la 50%. Am luat toate măsurile pentru a asigura fermierilor accesul la apă pentru irigații, mai devreme față de alți ani, având în vedere că peste iarnă ne-am confruntat cu lipsa precipitațiilor, așadar nevoia de apă în sol este în continuare ridicată. De asemenea, lucrările de modernizare a infrastructurii de irigații continuă. Ne-am propus ca suprafața viabilă pentru irigat să crească la 2 milioane de hectare, a declarat ministrul Adrian Chesnoiu. Având în vedere măsurile de sprijin aflate în derulare, mea prin structurile teritoriale încurajează și sprijină toți fermierii să încheie contracte, având ca obiect livrarea apei pentru irigații, pentru a putea asigura astfel un nivel corespunzător de umiditate a solului care să stimuleze creșterea productivității agricole. Pentru a beneficia de aceste măsuri, fermierii trebuie să transmită contractele în format electronic la adresele de e-mail ale filialelor teritoriale, precum și la cea a unității centrale a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, adrese pe care le regăsiți pe pagina anif.ro Contact. În cazul fermierilor care nu au posibilitatea transmiterii unui e-mail sau fax, aceștia se pot adresa filialelor teritoriale ale Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare în vederea programării pentru semnarea contractelor.